Vă salut din Timișoara, de la Biserica Providența. Sunt pastorul Sami Tuțac, păstorul acestei biserici și președinte al Asociației Hristos pentru Toți. Sunt deosebit de încântat să transmit un cuvânt de salut și în același timp o apreciere pentru ProDocens Media, la împlinirea vârstei frumoase de 7 ani. Vreau să am o apreciere deosebită pentru fratele și prietenul meu, Cătălin Vasile. De fapt, să vă spun așa un secret de culise, Cătălin este și membru în bordul Asociației Hristos pentru Toți, așa că noi avem foarte multe lucruri care le facem împreună. De multe ori avem o istorie cu multe proiecte în care am fost implicați. Dar astăzi este vorba, sau zilele astea, e vorba despre ProDocens, așa că vreau să apreciez faptul că există acest post de televiziune online, faptul că transmite mesajul creștin și mesajul valorilor creștine este transmis în mass media. Vreau să apreciez faptul că în toate evenimentele importante, creștine, importante, care au fost în ultimii ani, ProDocens a fost întotdeauna implicat. Apreciez pentru implicarea în referendumul pentru familie, în situația familiei Bodnariu și în multe, multe alte proiecte. De asemenea, cred că sunt foarte multe misiuni creștine, foarte multe biserici care au beneficiat de sprijinul ProDocens Media. Inclusiv noi, cei din Timișoara, ne-am bucurat să-i avem aproape de noi și pentru că ați împlinit vârsta asta așa de frumoasă, vreau să vă spun, Cătălin și toată echipa de acolo, sunteți o echipă de oameni super faini și întotdeauna am fost foarte încântat să lucrez împreună cu voi. Vreau să vă spun, Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile și în continuare să rămâneți aceiași oameni care îl iubiți pe Domnul și care sunteți gata să faceți așa o lucrare faină, o lucrare deosebită. Fiți binecuvântat de Domnul și la mulți ani!